Azi e un clip mai special decât de obicei, pentru că vorbim despre ceva mai serios de data asta, și anume despre focurile din Australia. O problemă care nu ne afectează pe noi direct, dar afectează lumea în general, adică și ecosistemul, mediul, fauna de acolo. Și nu doar atât, focurile astea de pădure sunt periculoase pentru toată planeta, nu doar pe Australia. Nu ne va afecta direct, dar ne va afecta în timp, pentru că dacă e mai puțină vegetație în lume, efectele încălzirii globale se vor simți din ce în ce mai mult și da, pe termen lung asta va fi foarte nașpa, pentru că după cum ați văzut vara asta, deja au fost niște temperaturi extrem de mari și tendința asta va fi în creștere dacă nu luptăm să protejăm pădurile. Ați văzut, eu aici pe canal am mai vorbit și în trecut despre focurile din Amazon, am vorbit și despre Team Trees când a fost atunci și v-am spus cât de important este să ajutăm și noi cât putem această problemă a pădurilor, care dispar din ce în ce mai repede. Iar azi în clipul de azi asta fac, vă zic despre modalitatea de a ajuta efectiv lupta cu focurile din Australia și cât de important este să faceți acest lucru. So, aveți în descriere un link către Red Cross din Australia. Am găsit, cred că ăsta este cel mai bun link de a dona pentru Australia și ajuta lupta cu focurile de acolo și salvarea animalelor de acolo și cam tot ce este important în perioada asta, pentru că acolo din ce se pare este efectiv un fel de Cernobâl climatic, scria undeva pe net, și cred că cam așa este. Oamenii efectiv au început să-și părăsească casele pentru că nu mai pot trăi acolo, că e foarte cald și focul amplifică căldura. Și cred că putem și noi ajuta. Este foarte simplu, intrați pe Red Cross acolo pe linkul din descriere, va fi primul link de acolo și puteți dona oricât doriți. Mă rog, dacă nu puteți dona și chestii, puteți da un share acestui clip, un like să ajungă la cât mai multă lume și tot o să ajutați. Inițial nu credeam că este o problemă așa gravă, dar după ce m-am interesat și după ce am mai văzut puțin pe net anumite statistici live despre focuri, efectiv toată Australia este în flăcări, gen tot continentul este în flăcări și focurile acelea sunt periculoase pentru că am observat că se extind și pe insule, pe insulele din apropierea Australiei, și asta e și mai grav pentru că foarte multe păduri acolo se vor pierde din cauza focurilor și asta ne va afecta pe toți în final. Da, cam asta este clipul de azi. Aveți mi-am la flash. Aveți linkul în descriere și da, puteți dona acolo cât doriți și astfel vom putea ajuta, mă rog, și noi puțin, nu foarte mult, dar decât să nu facem nimic, mai degrabă să încercăm să ajutăm și noi pe cât posibil. Ok, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim mâine cu un nou clip și da, revenim la clipurile mele obișnuite. Mersi că v-ați uitat!